S-a întâlnit un link, am uitat la niște mașini, cu tot aia, uh, Corolla Break exclusiv, uh -huh. la jumate plus TVA, cred. Da, mă rog, peste prețul ăla în vreo 700 taxe de și transport, dar dacă e pe firmă, plătește tva la reunzare. Adică no, ăsta vreau, e... Dacă au pe firmă, pentru mine. Da, ăsta este, că sunt multe persoane care întreabă, ăsta este singurul mod în care scapi de TVA legal. Mașina este cumpărată pe firmă, face folosul firmei, poți să o bași pe deducere între 4 și 6 ani, dacă nu mă înșel, nu mai știu exact. 4 sau 6 ani, mă rog, să zicem că pe 4 ani în, în 29 pe an, o ții 2 ani, să o vinzi practic la 50% din prețul de achiziție fără TVA plus TVA. O cumperi cu 20.000, o vinzi cu 10.000 plus TVA, să zicem, ca idee, dar probabil mașina va, fi mai scumpă că nu cred că își pierde 50% din valoare în 2 ani, decât dacă chiar, nu știu, are probleme. Și de ce mi-a plăcut mașina aia? <coughs> mă uitam la, mă la mașina aia, e break, e pătilă. Așa. Așa, spun eu. Așa. Era 2.0 hibrid. Aia 280 mm -hmm. de cai. De era 2018-19 cred că mașina. 2018 cred că era sau 2000, da, 2018. Mm -hmm. Adică era top. Uh, Varianta exclusiv, deci tu știi cât costă mașina aia configurată cum e aia? 28-29.000? Nu, no? cam 30. E prezelistă, listă cu ceva și avea discount, cu rabla un 27 așa. Și, și era 50, 40 40.000 de km. Da, ideea e că Eu cred că încă are garanție la producător. Care are 6 ani. Da. Bine, e 6 în standard în România, nu știu dacă a optat pentru opțională. Era la... Olanda, cred că mașina. Da, nu știu exact, dar oricum Ideea Am este că, că foarte multă lume ai văzut că ele în general, pe site au un preț estimat. Uh -huh. Și toată lumea se ia de pe estimarea aia, Dar, de exemplu, dacă este o cu preț țintă, de exemplu, tu vrei să-ți mașina. Sau eu vreau să-mi mașina și eu știu cum funcționează asta. Eu mă duc la ea în parc, faceți-mi expertiză, puneți-o la vânzare, vă plătesc că trebuie, bla bla bla. Bun. Eu urmăresc site-ul și eu zic, bă, vreau pe aia 10.000, dar eu pun preț 7.000. Foarte multă lume vede prețul 7.000, că fără cum nu se arată prețul curent, fără cont de companie, și ce zic, pe păi, da, 7.000 plus 1.000 taxe de stație, plus aia, plus aia, plus aia, 11.000 cu TVA. Și îmi trimit și zic, vreau și asta la 11.000. Și mulți nu diferențiază prețul țintă sau prețul de precare la o licitație cu prețul la care poate să ajungă. Și eu intru, mă conectez și arăt, păi, da, prețul țintă e 7.000, dar el vrea 10.000 pe aia sau așa, și la 10.000, dar știi că ți-o vinde singur. Sigur, știi, adică n-ai cum să-ți refuzi oferta. Și zic, pe păi, nu, sunt scumpe, nu. Dar, zis, dar dacă tu ai vrea 10.000 pe o mașină, Normal că pui prețul în mai mic astfel încât să fie bătaie să ajungă la aproape de cât vrei tu, știi? Că practic dacă prețul e mic, automat prezintă interes pentru public și automat o se bate pentru ea, nu? Mai ales dacă știi că ți-o atribuie sigur. Că odată depăși prețul țin, ți-o atribuie 100%. Nu poți să mai refuzi oferta. Asta înseamnă că poate fi depășit cu 100 de euro sau poate fi depășit cu 3000. Asta deci adică dacă depend... are prezintă 15.000 și îi dau 15.000, mi-o dă. Da. Dacă se încheia cu licitație. Dacă, de exemplu, am avut, am luat un uh, A-class, l-am pus eu pe Instagram, mai am ghepa, benzină, foarte rară configurația, adică Mercedes benzină foarte motorul ăla de Renault era 1.6, uh, a avut prestintă 10.300 și am plătit 13.100 ca să mi-o vândă. Adică, probabil s-a așteptat undeva la 11-12.000, dar a fost bătaie foarte mare pe ea. Adică sunt mașini la care urcă foarte mult prețul. După părerea mea sunt mașini care nu merită luate de acolo, dar sunt și mașini care merită luate. Adică la prețuri mai mari, dacă de exemplu ai o estimare sau un preț de buy now 20.000 de euro și de 19.000, e posibil să te o vândă. Tu practic ai scutit din 1.000 de euro, ai mai scutit 290 din TVA, de fapt 200 cu un de impozit, deci ai scutit 50 de milioane. La mașinile scumpe chiar rentează, la asta la 90.000 te cam bați cu unii care fac niște chestii. Și nu prea ai cum să te bați La tot nu se bate nimeni pe ele, așa că interes. și combi. La Toyota? Da. Eu am avut câteva auris și a au fost bătai pe ele. Da? Uite, am Auris poate să trimit poza dacă nu uit. Am luat un Auris Hybrid Break 2017. Bă, nici niciun Camry, niciun Lexus, nici nimic. Bătă, zero. Nu. No. BMW, Audi, mers, Volkswagen, Skoda Mers, la greu. Merz nu? Nici Skoda. Adică a fost cere, dar nu prea sunt. Am fost la Skoda ieri, ieri, am fost, da. Am cerut ofertă la Superb Combi. Mă uiți așa pentru la anul, o mașină mai mare la anul. Și nu știu, Camry, este, are, deci Camry exclusiv are pur bagajul mai mare decât Corolla cu 20 de litri. E mai mare în față, mai lată, mai stabilă, e mai plăcută la condus, ok. Dar nu e mai mare cu mult decât Corolla. Asta e așa, tu la Corolla ai 4 4 bagajul normal de litri și la de litri. Superb ai Hayon. Nu Ba da, e hatch. Și ai gură de încărcare foarte mare. Da, și la sedan, nu doar la break. E Poi cam, cam top acolo, e un pic mai practic, combi, dar E util și la sedan, că se ridică cu totul, da. mm. Am fost să văd câteva. Mm. Și la Superb mi-am făcut oferta așa. De ce, vreau, de mi-ar plăcea Superb? Am zis în toate topurile de mașini. Spatiu. Că Superb e mașina pe care mi-aș lua din grupul VAG. Pentru că este imensă. Spatiu. Adică mai mare de Superb îți iei dubă, frate. N-ai ce să ții mai mare de Superb. <laughs> ți -e un sprinter. Da, deci. Și <laughs> Și mă rog, și pasatul. Cred că e un pic mai mare e mai mare Superb. Mai mare un pic Superb la picioare, în primul rând. E și, și, cred că un pic mai bună la preț. Îmi place mai mult cum arată, îmi place, nu știu, îmi place mai mult. Superbul Superbu. parcă a fost mai frumos de restilizat în timp față de Passat. Passatul că s-a păstrat la fel. A fost da. restilizat și dar uite, de exemplu, stopurile la pasă sunt tot în stilul la navigația, bordul, sunt cam tot E un pic mai ăla. mare Superbu și îmi place. Deci superbul îmi, 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 place și m-am dus să cer o ofertă la un superb combi. Cu reduceri, cu nu știu ce, cu nu știu cum, cu ce ofertă mi-au făcut. Matrix, LED, Style, scaune ventilate, Cam cu ce vine acum 2021. Da, adică Eu dotări, pot să mai vândă cheală, dotări vorbaia. top. Cu DSG, 2.0 turbo benzină. Na, alta variantă nu e. 1.5 nu vreau. Diesel nici atât. Mai e varianta plug-in hybrid, dar mi se pare prea complicat. Mi se nu știu cât de bune sunt. Acum hybrid, e nouă, Hybrid Toyota. Dacă ar fi să o iau, nu o țin o viață, adică o țin cât am garanție, poate încă un an și după aia aș dau. Câte o, ai garanție oric, standard? A, doi ani e standard, extinsă 4 ani. 4 ani, 120.000 de kilometri, cred că mă încadrez. Da. Dacă o țin 5 ani de zile, poate pierd la jumate, scot tv rabla nu intră care ce o doi mare fiind 2.0 turbo benzină. Așa, ofer oferta asta mi-au făcut-o, era 34.000. Cu tv sau fără? Cu, cu tv -a. Nu e un preț mare. Adică, e un preț mare. Dar Ai dacă dizul e mai ieftin? N-am cerut ofertă, nu știu. E posibil să fie mai avantajos un pic. Habar n-am dar eu, eu, compar cu Camry. Da. Yeah. Camry exclusiv e 39.000 acum, 38.000. Asta e 34 e, 34 000. e mai mare, e, e, mai, nu e așa puternică, dar pe are accelerație mai e, mai, e, mai, puternică probabil. pe accelerație. Consumul e mai mare, DSG-ul ăla nu mă dă pe spate, dar Camry altă variantă putiere. nu e. Camry are cutie DCVT. Nu e similar cu cei tu la Corolla? E, am un, ECVT, standard, n am treapta aia mecanică, o generație mai veche. E mm. o generație mai nouă, e un pic mai... Updatată. Da, să, să zicem, zicem da. da. E mai... cum să zic, s avantaje, dezavantaje la fiecare. A, se, superbă mi se pare mai plasticos în interior, față de, Camry. față de Camry. Are dotări mai multe Superbu, consumă mai mult. Foarte e mai plăcută la ochi. E mai ca plăcută, și cred că din... și l-a condus la... la zvâc, cred că, Superbu e mai mare și la pasageri și împăr bagaj. Da, are uh, mai multe o vând avantaje. mai ușor când o vând decât Camry. Piața este mult mai limitată. Adică la sunt avantaje, dezavantaje. Nu sunt fan VAG, nu sunt fan uh, turbo-benzină. Dar e o mașină completă. Asta e piața și pentru o mașină de familie n-am decât să fiu obiectiv și să recunosc că Superbu pentru o familie este mai practic decât Camry. Decât Camry. No. Îmi place personal, dacă n-aș avea familie, îmi place ori oricând mi-aș lua dar e și aia practică, nu e ca și cum, nu e, nu ca și cum e batiziv. Da, dacă ar fi să faci un compromis să le unești pe toate, să pici bine cu toate cele, superb. Exact. Doar că s-ar putea, iar la superb, să pierd mai mult în cinci ani decât pierd la Camry, deși vând mai ușor superb. Ar mai ușor. Da, da, se deprecează mai mult superb. O să fie, pe, pentru că sunt și mai multe modele vândute. Și mai ales combi dacă o iau. Dacă iau sedan, se deprecează mai puțin. Asta e la orice model combiuse, General, da, da, combiuse de valo, dar să știi că în afară sunt o grămadă de combiuri, adică să știi că străinii, mai știu, ales nemții, știu, combi, păi e practică, break, frate, neamțul e practic, superbul este break Octavia este break Meganul este break totul este break talisman, am văzut foarte multe break și să mai spun o chestie, dacă mai pun 4.000 de euro, să ajung la 38.000 prețul lui Camry, Camry exclusiv, mm -hmm iau varianta pe care în mod normal în termen de fiabilitate nu prea o agrez dar fiind nou, e nou 2 0, 280 de cai 4.4 4 DSG Pui niște bani Mamă, în că și mă, mă, cert, mă, gândesc că mă zgârie pe ochi că mi-aș cumpăra exact mașina pe care din termen de fiabilitate pe termen lung nu mi-aș lua Întrebare românului Vrei să spun întrebare românului? De, și de ce? 2.0 0 turbo motor forțat Haldex Haldexul ăla nu este lucit decât așa, o, 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 cum să zic, 2 cm de zăpadă. Așa. Așa DSG-ul nu mă dă pe spate și nu îmi place. E ok, dar e mult mai confortabilă cu tine de Toyota. Și... Îți spun întrebarea românului. Benzină turbo, așa, da. Consumă ulei? Da. Mi s-a spus din start că consumă ulei, din fabrică. Da, sunt mulți care Tot iubesc benzina ulei. din grupul VAG. Uh, toate motoarele turbo consumă inclusiv japonezele. Adică nu nu, e, da. nu nu e o problemă vag, e o problemă, Adică la astea noi în, în toleranțe normale, adică jumătate de litru, 0.7 litri, N-ar fi mult. La schimb, până într un litru la schimb nu e rău. Să zicem că înțeleg. Dar consum așa din fabrică. La toate mașinile turbo benzină, deci că e Mitsubishi turbo benzină, că e Suzuki turbo benzină, că e Subaru STI turbo benzină, că e Forester turbo benzină, că e VAG turbo benzină, că e BMW v 8 turbo benzină, consumă ulei. Da. Zero consumul ei găsești la motoarele diesel, nu prea consum ulei, decât dacă au care foarte sunt, mare uzură. Da, și, care și, sunt și la motoarele aspirate fără uzură. Deci mie Subaru nu îmi consumă păi un gram. Nu are nici uzură. Sonata consumă mai degrabă că pierde. Nu, iese la noxe, are ceva pierderi pe sus, că mai degrabă pierde. Nu excesiv, dar pierde. Iar pierde. Se prelinge, dar nu lasă ceodată bată jos. Nu știu unde e E probabil ceva minor. Exact. Adică e insesizabil. Așa. M mă, deranjează chestia asta. Că consumă ulei, că... Na. Până la urmă te-au anunțat. E, știi cum e? e. mașină nouă. Ai garanție. Garanție 4 ani, poate tot în 5. 5 ani, mi s-a spus că, bă, avem clienți care au făcut cu ea 200 de mii, au probleme cu ea. Acum, dacă, știi te ține, e? dacă te ține 200 mii până la urmă... Poți să o consideri fiabilă. Da. Dacă te ține, ține până acolo și... N-ai intervenit la ceva grav. Da, eu acum mă rezumam mereu la că nu e fiabilă, că nu e fiabilă, că nu vă luați că nu vă luați în mod special, mereu am insistat, mașina nouă e mașină nouă, mereu am insistat pe partea de second. Îți o mașină second cu 230.000 de kilometri, cu turbo, cu aia, cu aia, chestii complicate, bă, să aștept să bagi bani în ea sau să fie chestii neprevăzute. Numai nouă. Asta le spun și eu multora. Dacă e nouă și e turbo, e biturbo, e cum o fi, 100.000 de kilometri, sigur n-ai treabă cu ea. Cel puțin teoretic, acum dacă sunt chestii de fabrică. Poate să fie defecte de fabricație, poate să un fie și mai plus, poate, poate să fie, fie și la, da. Sunt multe care pot influența probleme care pot apărea. Clar, deci este opțiunea pe care aș alege-o pentru spațiu. Îmi doresc spațiu, dar nu vreau să-mi iau acum multivan, adică hai să fim serioși, știi că au, are Toyota, Pro Ace, Pro Verso cu scaune e și variantă VIP, cu scaune, cu piele, Asta e fel de, de executiv, așa lei. da, e, e țeavă mașina, dar e 48.000 de pentru Toyota mulți aici e foarte mult. Dar aia de, aia de bază, aia de bază e uh, 1.5 diesel sau 2.0, nu mai știu. Cred La Toyota, că, 2.0. 1.5 diesel? Pe Dube, da. 1.5 și 2.0, dar nu e Toyota. E motor făcut în colaborare cu PSA. E motorul același pe Citroen, Jumper, mm -hmm. Jumpy și pe Peugeot uh -huh. la Expert sau ce păceau ei. Nu vreau să-mi iau dubă. Deci cea mai ieftină dubiță, așa, ar fi 26.000 family cu scaune, cu alea. E practică. Bă, dar hai să nu exagerăm, știi că n-am patru copii, n-am atâtea multe bagaje, diesel manuală nu mi-au -mi în veci nouă să n-aud, mulțumesc, adică nu pot, îmi pare rău. Iar e greu de condus aia, că vreau să merg cu ea și de zi cu zi, acum nu să mă prind cu duba până oraș, singur și de două ori pe cu familia nu știu unde și pentru nu aia, aia nu, merit, pentru nu știi. Asta. Dar Superb, mi ar plăcea, îmi place și cum arată, îmi place și cum e ca mașină. Ei, dacă te încălzești cu ceva, să știi că insignia nouă folosea de 50.000. Știu că am făcut un clip uh, o glumă proastă de clip, am făcut uh, cu marca Fulger. Uh, da, am zis că uh, 10 supercaruri se pe care le cumperi la preț de Opel nou al 50.000 mii ției, Porsche, ției, aerobla GTR, ții, ți e... GTR cam obosit, dar ții, mă rog, ții multe supercaruri SH sau mașini de lux SH la preț de... Opel nou.